Instalarea guvernului Marcel Ciolacu i-a scos din nou în stradă pe useriștii dâmboviceni. Aceștia au organizat o acțiune de protest în fața prefecturii Dâmbovița, reamintindu-le guvernanților de tema eliminării pensiilor speciale și nu numai. Astăzi, în ziua în care Marcel Ciolacu a preluat de la Nicolae Ciucă ștafeta incompetenței, USR Dâmbovița a ieșit în stradă, în fața prefecturii, în fața reprezentantului guvernului în teritoriu, pentru a-i spune lui Marcel Ciolacu ce are de făcut, să taie pensiile speciale. România are nevoie de schimbare, nu de stagnare. Marcel Ciolacu nu reprezintă schimbarea, reprezintă stagnarea. USR a votat astăzi împotriva guvernului Ciolacu. USR va coagula toate forțele de dreapta pentru a aduce o schimbare adevărată. Programul de guvernare cu care guvernul Ciolacu a venit astăzi în Parlament nu valorează nici măcar valoarea hârtiei pe care este tipărit. Marcel Ciolacu este un artizan al unor promisiuni deșarte. Aceleași promisiuni pe care le-a făcut și acum un an și jumătate când a preluat guvernarea. Aceleași promisiuni, același om, un an și jumătate mai târziu. Ce le-a dat românilor în realitate? Cele mai mari prețuri din ultimii 20 de ani. Prețul alimentelor s-a dublat. Ratele la bănci s-au dublat. În buget este o gaură de 30 de miliarde de lei. PNRR, cea mai mare șansă de dezvoltare a României, este în aer. Și să nu uităm nici de eșecul aderării la spațiul Schengen.